În primul rând că ați ajuns acolo. Am ajuns acolo, primul rând, am ajuns acolo locul și după 5, aia locul 5. O generație cu jucători buni, foarte buni. Țin minte, unul dintre ei care era acolo era Mățel. A jucat și în echipa națională. El venea de la Constanța. De la Constanța și ne-am găsit la echipa națională acolo. Ăla a fost primul pas spre a face, da. Ăla a fost primul pas spre a face performanță în fotbal, pentru că aveam 12 ani și jumătate, 13, eram foarte mic. La modul sincer, luat-o de mic. Gândește că eram așa mic încât nu am avut training măsura mea. Dar nu râde, că ce îmi pare rău? Nu cred că am poză aici. N-au putut să-ți dea training? Lasă training-ul, training ca training-ul. Da, aveam tricourile de joc. Și te încurcau. Erau la majoritatea până aici. La mine era până aici așa. Am tricou, am pozele acasă. Pare rău că nu m-am gândit să le aduc. Uite așa, aveam până aici tricou. Zici că aveam bluză. Erau 40 de grade afară și când bluză. Intrat, curgeau apele. Nu puteai să le suflești, că trrr, la prima alergare se ducea așa în jos. Dar pe tine nu te-a deranjat asta cu piticul atomic? Nu m-a deranjat. Adică toată lumea, unde e piticul ăla? Ceva. Și lui tata ziceau piticul la fel la fotbal. Toată lumea zicea de torge piticul la Timișoara, la deci, calități foarte bune și el, toată lumea a zis, însă e și de șanse, e și de alegerile pe care le faci în viață, pe care le iei și așa mai departe. Dar fiecare echipă mare a avut un pitic, nu există. Dacă vorbești cu cineva, unul era unul piticul. Și dacă are 1.75, de cel mai mic din echipă, tot zic piticul. Tot piticul, exact, că e comparativ cu, exact, comparativ cu ceilalți. Da, tot piticul. Da, și după aceea am ajuns de la Giuchi să... Am șansa să ajung să semnez cu... prima dată să-l întâlnesc pe domnul Cristi Oprea. El a fost la câteva, venea într-una la turneele de junior și așa mai departe și a plăcut foarte acolo mult de mine. Nu numai de mine, mai mulți jucători ales, însă a avut o afinitate pentru mine. Și când a fost discuția, la 15 ani era obligat să semnez un contract până la 18 cu echipa respectivă, pentru că te-a crescut. Corect. La 18 ani, dacă echipa are echipă de senior, automat ești obligat să semnezi încă 3 ani de zile. Astea erau legile atunci, regulile în federație. La 15 ani a venit să semneze contractul cu noi, așa mai departe, și eu, sfătuit de părinți și de așa, am zis, n-aș prea vrea să semneze, vreau să merg în altă parte. Și domnul Giuchiș nu m-a lăsat. Și atunci a venit domnul Oprea și a întrebat, bine, nu-l lași, câți bani vrei pe el? La 15 ani? Da, câți bani vrei pe el? I-a spus o sumă. Știu, o sumă destul de mare. I-a zis, uite, atâta vreau. Bine, uite, îți dau pe ăștia doi jucători, eram eu și Străuț. Suma respectivă. Mi-l lași liber de contract? Străuț mai mare cu 3 ani decât mine. Străuț care a jucat în Liga 1, pe la Timișoara, pe la mai multe echipe. A zis... Îți dau pe ăștia doi jucători, dă-mi. Atâta, dă-mi. Da. În momentul acela m-am dus și am semnat cu Poli Timișoara. El m-a luat, m-a dus gratis la Poli Timișoara. Deci el m-a luat cu bani, m-a dus gratis și a zis, era pe vremea aceea, era Toni Doboș, președinte. I-a zis așa, în momentul acela se putea face să ai jucători în coproprietate. Acum nu se mai poate, acum îți dă doar procent. Dacă tu ești impresar, vii cu un jucător și îți dăm 20% dintr-un eventual transfer. A venit și a zis, uite, vi-l dau pe Torgel, vreți? Da, gratis, bun, nicio problemă. Cine să, cum să rămâne 50-50. La următorul transfer, 50-50, da. Totul bun, am început să joc la Timișoara, la un an de zile s-a schimbat legea. Și n-am mai putut să fiu în coproprietate și domnul Oprea a rămas, s-a dus a negocia cu ei și a rămas cu 15%. Din ceea ce urma transferul meu. Am plecat, după aceea m-am lăsat un an la CFR, că era echipa a doua CFR, eu aveam 15 ani. Și la 15 ani am jucat în Liga a doua. Am jucat contra lui Prunea. Am jucat un meci cu FC Național, în cupă, contra lui Prunea. I-am făcut viața un calvar. Am jucat meciul ăla bine, bine rău de tot. Și după aceea, anul următor, imediat, a venit domnul Hagi. Eu când am venit era domnul Lăroiu. Venise cu toată gașca de la FC Național, cu toți jucătorii de acolo. Cu... Avea un lot foarte bun Timișoara și o echipă care se bătea la campionat. Era greu ca și junior. Să apuci să joci, da. În perioada aceea, Daminuță era la echipa mare. Era considerat printre cei mai talentați jucători timișoreni și era la echipa mare. Anul următor am venit și eu, a venit domnul Gică Hagi, am plecat la lotul național. Și la lotul național, de pe vremea aceea se făcea o selecție mai lungă, așa, și se vedea, să vadă jucătorii în ce stadiu sunt și așa mai departe. Și am stat 3 luni acolo. După 3 luni, m-am întors și m-a băgat titular direct la primul meci. Ghinionul a fost că el
am pierdut acel meci cu hotelul Galați și l-a dat afară. L-a dat afară, a demisionat. Demisionat. În momentul în care a demisionat, a rămas Iosif Rotariu, care mă știa de acolo. Și dânsul m-a băgat toate meciurile și am jucat la Timișoara tot sfârșitul de campionat. Foarte tare. Am jucat și după aceea, la 16 ani, a venit domnul Sorin Cârțu. Emoții mari la 16 ani când joci în Liga 1? Adică... Eu n-am avut. Nu? Nu. Nu. Nu, pentru că de la 13 ani am jucat în Liga 4. Și asta trebuie un tupeu, trebuie ceva ca să... Să spun de unde vine tupeu. Serbian Kajukić avea echipă de seniori. Iar echipa de seniori era formată dintr-o firmă de pază de la Timișoara. Erau toți fotbaliști, dar erau și fost kickboxeri, boxeri și așa mai departe. Și eu mă duceam și jucam cu ei. Și așa că atunci când mă duceam la meciuri și jucam cu alții, ce se comenteze aia? Că puteam să și le zic orice, să mă înjur cu ei, să fac orice, oricum. Spatele era da. Înțelegi? După fluierai un pic și apoi. Și asta mi-a dat curaj și mi-a zis, Gabi, mergi înainte, joacă, nu ți-a ia nimeni de tine, nu te lovește nimeni. Fii mai mic, dacă vine unul mai în vârstă, mai așa, bă, dă-te, ce faci, mă, că îți dau peste picioare, că mi-e îmi plâng copiii acasă de foame. Da. Lasă-mă că și la mine probleme sunt acasă, lasă că la mine nu crește, crește banii așa în pom. Nu numai la și atunci tine. Asta mi-a dat curaj și tupeu și când am ajuns la 16 ani deja la echipa mare, nu mai aveam emoții. Eram tot timpul în lot cu echipa mare, cu domnul Cârțu, însă mi-a zis de mai multe ori că nu sunt pregătit pentru meciuri, că sunt foarte mic. Așa mi-a zis. Cu 6 luni înainte un an fusesem pregătit, după un an nu mai eram pregătit. Ai mai scăzut, da. Probabil. Mai intra și la... mergeam în deplasări, ajungeam în deplasare, nu mă l-am luat la 19, a doua zi zburam acasă, jucam la echipa a doua, la Timișoara. Echipa a doua la Timișoara, o echipă Pantelimon în poartă. Mă. Zic acum echipa a doua, Pantelimon în poartă. Străuț, fundaș dreapta, Luchin, Scutaru, Latovlevici. Echipa a doua. Echipa a doua. Daminuță, Poparadu, care amândoi au jucat în Liga 1. Da, Daminuță, Poparadu. Juca dreapta era Artur, un moldovean foarte bun. Stânga juca Riviș. E un fotbalist foarte bun de la Arad, acum nu știu dacă mai joacă exact. Juca Accente Vârf de la Timișoara și o jucat așa și al doilea vârf. Așa juca, adică asta era echipa a doua. Da. Echipa asta, dacă îi pui acum, joacă Liga 1 liniștit și se bate la play-off. Și acolo voi prindeați greu. Eram doar la echipa a doua. A, doar? Acolo. Doar la echipa a doua. Adică eu eram la echipa mare, Daminuț era la echipa mare și după aceea începuse să-l aducă pe Latovlevici, pe Scutaru, pe Pantelimon. Pantelimon venise de la Bacău și era la echipa mare. Dar toți ne antreneam cu echipa mare, sâmbătă la echipa a doua. Păi toate echipele care se băteau la promovare când jucam, mamă, jucăm cu Poli 2 astăzi. Mamă, păi băteam acasă pe toți. În deplasare, să zici că mai dura cu deplasarea, cu mersul de acasă, băteam pe toată lumea. Domnul Iosif Rotariu, antrenor, jucam aceeași stil de joc ca și echipa mare, numai cum joacă domnul Hagi la Viitoru. Numai pase, numai construcții, tineri, jucători. Aceeași concepție, băteam pe toată lumea acasă. Ah, ce bine că te-ai prins. Stai, nu cumva să închizi înainte să te abonezi la canal și la notificări. Hai, dă și tu un click aici, jos. Mersi mult.